3Net Radio. More music, more colours. Open mic, be healthy. A talk show every Tuesday keeps the doctor away. With Murder on 3Net Radio. Bine v-am regăsit, sunt Madalina Ion, începe și microfonul deschis, emisiunea pentru o mai bună sănătate. Am invitat-o în această seară pe Diana Artene, nutriționist. Bine ai revenit, Diana, și la mulți ani! La mulți ani! Vă reamintesc că Diana Artene este acel nutriționist, altfel cum îmi place mie să spun, pentru că își dorește să construiască o lume fără diete, în care să putem mânca normal, și cu această ocazie vă invit să-i vizitați și blogul, pentru că veți afla acolo mai multe apropo de ce vă spuneam. La sugestia Dianei vorbim în cadrul acestei ediții despre dieta alcalină. De ce sau de ce nu? Pro sau contra dietă alcalină? Se spune despre această dietă alcalină că salvează vieți. Asta am găsit eu pe internet, dând astăzi o căutare Google dietă alcalină. Că ar da rezultate în terapia cancerului, diabet, în boli renale, hepatită virală și chiar obezitate. Demolăm, Diana, sau nu, ipoteza din spatele dietei alcaline? Până la urmă, ce este această dietă alcalină? Bună seara și la mulți ani tuturor, și am sugerat această emisiune pentru că imediat după sărbători toată lumea începe cu dietele și asta este, vrea să subliniez că nu este un concept, este o modă, și este o modă nutrițională. La fel cu, nu știu, anul ăsta se poartă roz sau, eu știu, lila, pentru simplu motiv bazat în principal pe faptul că este sănătos să mâncăm fructe și legume, și asta într-adevăr este minunat, dar aș vrea să încep emisiunea prin a sublinia că faptul că mâncăm fructe și legume nu alcalinizează sângele și că asta este un lucru sănătos. Deci în momentul în care vorbim de dieta alcalină cu scop final de a avea un sânge mai alcalin, că asta cumva ne-ar salva de, ca și panaceu universal, de toate relele de pe lume, înseamnă că nu înțelegem ce înseamnă pH sanguin, și aș vrea să fie foarte clar de la început că pH-ul sanguin trebuie menținut pentru a fi sănătoși în niște limite extrem de stricte, undeva între 7,36, 7,44, deci vorbim de niște limite foarte, foarte mici, și tot ce înseamnă sub 7,35 se numește acidoză, tot ce este peste 7,45 este alcaloză, și ambele pun în pericol sănătatea umană. O să vorbim mai mult despre asta, dar ca să vă dau numai câteva exemple de momente foarte simple în care cineva intră pur și firesc și de la sine, fără niciun aport de, eu știu ce, aparatură scumpă care alcalinizează apa sau cine știe ce strategii nutriționale pe care probabil a dat eventual mulți bani sau a pierdut mult timp pe internet ca să le citească. Sunt niște situații patologice în care o persoană poate să ajungă direct în alcaloză, cum ar fi accident vascular cerebral, hemotorax sau pneumotorax, febră sau tot felul de probleme cardiovasculare, un atac de hipertensiune. De ce ne-am dorit să fim acolo? Nu ne dorim de obicei, și ideea, simplu concept de a ne dori să ne alcalinizăm sângele este doar o promovare a unor idei bazate pe lipsa de înțelegere a cum funcționează organismul uman. Și de ce organismul uman previne atât acidoza cât și alcaloza metabolică este că avem enzime care au nevoie pentru funcționare de un anumit pH. Unele enzime funcționează la un anumit pH, altele la alt pH. Avem, de exemplu, amilaza salivară funcționează la un pH alcalin, avem și apoi se inactivează complet la un pH acid, și invers când vorbim de amilaze sau alte enzime secretate pancreatic. Deci fiecare enzimă și fiecare locșor din corpușorul nostru are nevoie de un anumit pH alcalin sau bazic în niște limite foarte, foarte restrânse, care ar fi bine să fie păstrate așa. Și ca să fie sigur organismul nostru că sunt păstrate așa, avem trei linii de apărare, să zicem, da? Trei nivele la care organismul încearcă să contracareze modificări temporare de pH și subliniez că sunt temporare. Și anume, prima dintre ele este linia digestivă. Digestiv, cumva un pic sanguin și eventual un pic și balanța de calciu-fosfați în funcție de alimentație. Asta este singura pe care teoretic ar putea să o influențeze această dietă alcalină cu ghilimelele de rigoare. Și de ce spun că este cu dietele cu ghilimelele de rigoare? Pentru că vă explic imediat care e primul pas. Primul pas este digestiv. Și ce înseamnă? Zicem un aliment extrem de acid, da? Carnea. Toată lumea știe că, vai, cele mai mari probleme sunt generate de carne, că e acidă și asta e... Sunt diete care se bazează în mod deosebit pe consumul de carne și ni se tot spune, sunt anumiți nutriționiști care ne spun mâncați carne, nu o combinați cu altceva și veți slăbi. Asta apropo de carne. Da. Se ajunge la obezitate sarcopenică în care persoana respectivă scade în greutate în timp ce procentul de grăsime crește. Dar nu vorbim despre asta acum. Cred că am făcut o emisiune la un moment dat despre dieta cetogenică. Am făcut, dar mi-am amintit pentru că ai spus de... Da. Ce vreau să spun este că vreau să explic un pic diferența dintre un pH-ul alimentului în afara organismului și impactul acelui aliment în organism. Deci carnea este acidă în afara organismului, dar eu, ca și oricine cu secreție de acid clorhidric normală, în momentul în care începem să mâncăm carne, organismul începe să secrete acid clorhidric. Și ce înseamnă acid clorhidric? Secreție de acid clorhidric înseamnă că clorul trece în celula pancreatică ca să se lege de hidrogen și să facă acid clorhidric, H-clor, da? La schimb cu bicarbonat. Deci clorul intră în celulă, iar bicarbonatul trece în sânge. Pe românește chestia asta înseamnă că cu cât o carne este mai acidă, cu atâta sângele la nivel gastric devine mai alcalin. Deci faptul că carnea este acidă în afara organismului generează la nivel gastric alcalinizarea sângelui. Și asta este un lucru care nu este nici pozitiv, nici negativ. De ce? Pentru că imediat sângele respectiv ajunge la secreție de suc pancreatic, la care lucrurile se întâmplă fix invers. Ionul bicarbonat trece în celula pancreatică, la schimb cu ionul de hidrogen și sângele se acidifiază. Dacă la masa respectivă am avut, de exemplu, aport de fructe sau legume, știind, mă rog, cine știe că amidonul crud necesită secreție de amilază pancreatică, nu se digeră în gură, da? Deci, în momentul în care am nevoie de suc pancreatic, cum este în momentul în care am aport de fructe și legume, voi genera neutralizarea sângelui care a fost alcalinizat la nivel gastric prin aport de carne. A fost un pic complicat, dar ce vreau să înțelegeți este că nu avem nevoie de o dietă alcalină. Avem nevoie de consumul moderat de mese mixte. Da? Mese mixte și cât mai variate, care să conțină atât carne cât și carne, ouă, lactate, brânză, eu știu, fasole, mazăre, linte, cât și fructe, legume și cereale. Problema pentru care a apărut această, cum să zic, eu o numesc piață paralelă a medicinii clasice, da? Un fel de pseudomedicină inventată așa ca și alternativă față de, ce știu, medicii clasici, da? Lăsați că ăia, ei știu, dar uitați că nu, cumva v-au dezamăgit, veniți la noi că noi reușim să vă salvăm. Numai că această abordare ignoră foarte, foarte multe mecanisme pe care oamenii ăștia, să zicem, din bune intenții sau nu, generează niște dereglări pe termen lung, pe care, din păcate, tot noi le reparăm. Noi, cei din medicina clasică. De ce? Pentru că pacientul se duce acolo, se duce odată, eventual la început se simte un pic mai bine dacă trece din dieta modernă, ca să zic așa, care e plină de dieta clasică, da? Omul se duce la, nu știu ce, multinațională, mănâncă sandvișuri, pizza și cine știe ce pe fugă, da? Da. Nu are timp. Marea problemă este aportul nu numai de carne, cât și de cereale, da? Și de alimente, de exemplu, bogate în fosfați, care, da, acidifiază sângele. Dar de ce să mă gândesc eu cât are pH-ul nu știu ce, cât are pH-ul altceva, când pot pur și simplu să mănânc și fructe și legume? Adică este avem nevoie de o abordare puțin mai firească cu care până la urmă am crescut. Nu avem nevoie de cine știe ce strategii să mai pui lângă nu știu ce sandwich și o portocală. E cumva de bun simț, adică nici n-am nevoie să nu mănânc sandwich-ul respectiv, nici n-am nevoie să mănânc numai portocale. Trebuie să fie o abordare moderată. Și spuneam că avem nevoie de consum de mese mixte și din păcate sau din fericire cât mai puțin procesate. Și nu mă refer la raw vegan sau ceva de genul ăsta. Mă refer la nu mă refer la gătit, mă refer la neprocesate din punct de vedere industrial. De ce? Pentru că industria are niște scopuri foarte clare, industria alimentelor, da? Să facă alimente care ne plac, au gust sau textură care ne atrag și de multe ori nu putem, de exemplu, obține acasă cam aceleași texturi sau gusturi cum sunt cele care sunt din comerț, să aibă un preț de producție scăzut și să aibă un timp de garanție cât mai crescut posibil. Și lucrurile astea se obțin adăugând tot felul de substanțe, cum ar fi fosfații, da? Care se găsesc, de exemplu, în tot felul de prafuri care de înghețată sau de budinci, în brânză topită, în tot felul de conserve de carne sau pateu sau în... toate băuturile răcoritoare, fie că sunt marketate ca atare, fie că sunt marketate ca ceai, fie că e doar apă cu arome. Astea conțin fosfați. Acești fosfați, da, au un impact asupra pH-ului sângelui, dar este foarte de foarte scurtă durată. De ce? Pentru că după nivelul digestiv mai avem hemoglobina care poate să contracareze un pic niște modificări de pH și mai avem, după cum v-am spus, balanța asta dintre fosfat și calciu, da? Și în momentul în care, de exemplu, am un aport foarte mare de băuturi răcoritoare și mare atenție, avem studii care ne demonstrează că băuturile răcoritoare light, de exemplu, au un impact mai puternic asupra pH-ului și deci asupra scoaterii calciului din oase decât cele cu zaharul, da? Deci nu cu zahăr, că nu conțin zahăr marea majoritate din ele. Deci dacă am bea apă sau limonadă sau ceai sau să zicem chiar și o cafea, dar într-o cantitate moderată, i-ar fi suficient. Dar când sunt foarte multe persoane adulte care nu beau apă, care beau numai sucuri, care beau litri de diverse sucuri mai marketate. Și vă voi spune la un moment dat că sunt anumite categorii la care trebuie să insistăm cu aportul de fructe și legume, da? Să zicem sunt categoriile de oameni la care acest concept de dietă alcalină ar putea să fie benefic și una dintre categorii sunt copiii. De ce? Pentru că în momentul în care am aport scăzut de fructe și legume și această secreție pancreatică nu este optimă cât să contracareze prima linie de pH, contracarare de pH, în momentul ăla apare un deficit pe partea de creștere. Vom discuta despre asta. Este un subiect un pic mai tehnic, sper să se înțeleagă cât de cât ce vreau să spun, dar, repet, și asta vreau să se înțeleagă, să rămână ca mesaj pe prima parte a emisiunii. Organismul compensează digestiv, sanguin, respirator și apoi renal, atât creșterea cât și scăderea pH-ului, dar doar atâta timp cât toate aceste sisteme sunt sănătoase. În momentul în care am pierderi digestive de bicarbonat, de exemplu, că am vomitat sau că am diaree sau că iau medicamente care să-mi afecteze absorpția intestinală de grăsimi, că sunt foarte marketate pentru slăbit. În momentul ăla am o problemă pe reglarea de pH. În momentul în care fac chirurgie bariatrică de malabsorție, da? Cu bypass gastric sau cu diversie biliopancreatică, sunt iatrogeni. Eu vreau ca persoana respectivă să aibă maldigestie în momentul în care încalcă regulile, ca să zic așa, da? Și în momentul ăla, iarăși, îi creez iatrogen o problemă de reglare de pH, dar i-am creat-o eu la cererea pacientului, evident. Ideea e că mai departe, dacă am leucemie sau tot felul de lucruri, dacă am probleme de glande hipotiroidă sau hipotiroidă, de glande paratiroide, da? În momentul în care am afectată balanța dintre fosfat și calciu, în momentul în care am probleme pulmonare, da? Orice lucru, dădeam exemple de alcaloză cum este în edemul pulmonar sau în pneumotorax. Nu ne dorim să fim acolo, iar în momentul în care rinichiul nu funcționează, dacă avem o problemă pe partea de insuficiență renală acută sau cronică, la revedere, adaptare de pH. În momentul în care pun o persoană care are, să zicem, o problemă reală de rinichi pe o dietă alcalină, în momentul respectiv, persoana respectivă poate să facă sarcopenie și să genereze, să aibă o evoluție, un prognostic foarte prost. Bun, deci am înțeles cum se reglează pH-ul la oamenii sănătoși, cum se reglează el atunci când vorbim de oameni suferinți cu diferite afecțiuni, cu diferite boli. Ce doream să te întreb? Este adevărat, pentru că mulți întreabă și continuă să întrebe, dacă pH-ul noi putem să-l modificăm în virtutea unei diete sau în virtutea ceea ce consumăm, ce mâncăm? Nu. Nu. Ceea ce mâncăm poate să influențeze, și acum o să intru, de exemplu, în niște extreme, da? Dieta ketogenică, care practic conține foarte puține fructe sau legume, sau depinde de cine o recomandă și de cine o ține. Nu generează pe termen lung la o persoană cu rinichi sănătoși, nu generează nici afectare renală, nici modificarea pH-ului. În medie. Acum depinde de persoana respectivă. Repet, cu cât avem sisteme de tampon pH, începând de la nivel digestiv, apoi sanguin, apoi osos, apoi respirator, apoi renal, care toate sunt în acțiune treptat ca să ne mențină pH-ul sângelui în această rată foarte scăzută. Ce vreau să subliniez totuși este că o modificare se poate obține, dar din păcate se ajunge în alcaloză, care este foarte, foarte, foarte periculoasă din punct de vedere sănătate. De ce? Pentru că poate să ajungă la probleme de, cum să vă spun, probleme de adaptare cardiovasculară. Și cum se adaptează organismul la alcaloză? Prin hipoventilație, adică ajungi să respiri din ce în ce mai puțin. Ajungi în comă, ajungi în tot felul de stări care sunt din ce în ce mai grave, pentru că ești în alcaloză. De exemplu, pancreatita acută e alcaloză pură. Vrem asta? Nu. Deci, pe de-o parte, dar am văzut, din păcate, persoane care au fost, cărora li s-a recomandat un aport de tot felul de chestii, mai mult băuturi, da? Băuturile sunt capabile să acidifieze sau să alcalinizeze sângele mai rapid, pentru că aportul este mai mare și impactul este mai rapid și atunci organismul face un efort mai mare. Iar dacă este cronică, de fapt asta e problema. Dacă este aport odată, organismul are toate sistemele astea ca să contracareze, dar dacă lucru devine frecvent și eu nu mănânc, nu știu, mănânc și lumea poate să zică mare lucru, cine nu mănâncă un fruct sau o legumă pe zi? Sunt foarte mulți adulți care fac asta, sunt foarte mulți copii. Dacă eu mă hrănesc cu sandvișuri și cu pizza, atunci practic nu am această modalitate de a contrabalansa la nivel de pancreas, de stomac, de os și așa mai departe. Aduc numai una din părți care, din balanța asta, și atunci organismul respectiv nu are cum să se ajute pe termen lung. Da? Nu vreau să spun că lucrurile sunt de la început nocive. Una e, poți să bei un pahar de, și pot să vă dau un exemplu de lucru care lumea nu o asociază cu acidifiere sau neacidifiere. De exemplu, ciocolată cald, da? Are capacitatea, prin aportul de fosfați, să influențeze temporar pH-ul sângelui, evident se compensează imediat. Dar dacă beau în continuu numai asta, după care beau ciocolată caldă, după aia beau cafea, după aia îmi fac un ceai și după aia mă duc și beau niște sucuri răcoritoare și după aia mă duc și mai beau niște bere, în momentul ăla, toată ziua, eu nu am adus decât substanțe care nu, în primul rând, nu mă hidratează. Și am stricat ceea ce am construit. Da, deci, nu avem nevoie de nicio extremă. Ambele se duc spre niște situații extrem de patologice. Pe partea de... și o să vă mai dau câteva exemple ca să înțelegeți de ce este foarte, foarte important să particularizăm. În momentul în care eu am o persoană, trebuie să mă gândesc la vârstă, trebuie să mă gândesc la antecedente, la istoricul medical și la starea de sănătate a persoanei respective în momentul de față și trebuie să mă gândesc la nivelul de efort. De exemplu, că este foarte, foarte popular la persoanele cu care eu lucrez, acest suc de speclă roșie. Este o nebunie. Deci toată este, dacă toată lumea bea suc de speclă roșie, cu niște litri. Și avem mai multe probleme. Există la o persoană care face sport de performanță și insist, sport de performanță, nu că m-am apucat eu să alerg maratonul, sport de performanță înseamnă că persoana respectivă ăla e jobul ei, deci face 2-3 ore, notă de, nu știu, înot, alergare, asta face ca să-și, nu neapărat, poate e junior, da? Dar pe termen lung ăla e jobul persoanei respective, deci face niște ore, niște kilometri, niște... ăla este un efort extraordinar de mare, care, da, prin faptul că aduce celula musculară în stare de formare de acid lactic, da, se acidifiază și efortul muscular al persoanelor care fac sport de performanță este optim și durează mai mult până persoana obosește dacă are aport, de exemplu, de bicarbonat sau de suc de speclă roșie sau chiar și suc de cireșe, suc de fructe în general. Dar în momentul în care duc aceste strategii vizate pentru o categorie foarte clară de oameni în zona de persoană lei public, da? Persoană care nu face sport ca să trăiască și spun bea tonă de 1 litru de suc de speclă roșie sau 2 căni pe stomacul gol dimineața să se absoarbă și așa mai departe, risc ca nitrații din substanța, din băutura respectivă să afecteze, de exemplu, tiroida. Risc ca substanțele care... alcalinizante, alcalinizante, în sensul că generează secreție de suc pancreatic, da? În momentul ăla eu ce obțin de fapt este că îi dereglez un sistem de reglare de pH că vreau eu. Și că da, pare foarte sănătos, dar una e să pară foarte sănătos un pahar, alta e să beau paharul respectiv în fiecare zi, alta e să beau 1 litru. Dieta alcalină, da sau ba? Până la urmă, care sunt riscurile acestei diete? Riscurile acestei diete sunt reprezentate de țelul suprem al persoanelor care susțin această dietă și anume alcaloza, da? Care alcaloză poate să genereze, spuneam că compensarea respiratorie în alcaloză este reprezentată de hipoventilație. Asta pune în pericol întreaga supraviețuire a organismului și cea mai mare problemă este generată de... dacă asta se întâmplă pe un rinichi cu probleme, atunci avem o șansă de agravare sau de evoluție spre niște lucruri foarte periculoase extrem de rapid. Deci, în momentul în care eu vreau să mănânc numai fructe și legume, să zicem, să mă alcalinizez profund sau să beau apă alcalină, că asta o să mă ajute minunat, ce fac este că inactivez sau scad capacitatea unor enzime, hormoni și tot felul de substanțe care ne ajută, mai ales în caz de patologie, da? Să funcționez din anumite puncte de vedere. Și o să vă dau un exemplu foarte simplu. O persoană care are gastrită cronică, da? Deci ea, eu știu, tot felul de antisecretoare, gastrice, de când se știe sau de la un moment dat, din cauza stresului, e pe post de apă sau tot timpul are respectivele substanțe. Nu numai că se afectează aportul de absorpția de vitamină B12 și persoana respectivă poate să își agraveze alcaloza prin anemie, da? Pentru că o persoană care are anemie are alcaloză. Dar faptul că, vă spuneam la început că cum se întâmplă reglarea la nivel gastric, trece clorul în celula stomacului ca să se secrete acidul clorhidric și la schimb ionul bicarbonat iese în sânge. În momentul în care am acest mecanism afectat, persoana respectivă este la risc major. Pentru că din start poate să se ducă și să suprafolosească următoarele sisteme de reglare a pH-ului, care v-am spus că sunt hemoglobina și avem mari probleme în caz de anemie, după cum v-am spus, și osteoporoză. O persoană la risc de osteoporoză are o mare problemă dacă, de exemplu, ia antisecretoare gastrice aiurea. Altă problemă care poate să genereze și pe care lumea nu poate înțelege, dar care se întâmplă extrem de ușor. Dacă vrem, de ce să ne chinuim să ținem o dietă alcalină când putem să vomităm? Este atât de simplu și obținem același lucru instant. Și dăm în altceva. Da? Dăm în altceva, evident, da, bulimicii sunt foarte alcalini. Dar ajungem în acea zonă care este foarte periculoasă și de obicei această discuție, care este de o dezbatere, da? Susținătorii dietei alcaline sunt foarte fervenți și din păcate am avut această discuție chiar la una din petrecerile de Crăciun. Nu că e bine să te alcalinizezi, că este foarte sănătos și așa mai departe. Respectiva doamnă care susținea chestia asta era o mămică și am spus, ok, dacă copilul tău vomită așa, brusc, mai multe, ce faci cu el? Îl duci la spital. De ce? Pentru că a vomitat și foarte periculos. Ei bine, copilul tău în momentul ăla respectiv e pus în pericol de faptul că e în alcaloză. De ce oare nebunii ăia de medici la care îi duc nu-l lasă în alcaloză? Că e foarte sănătos, nu? Dar când mutăm lucrul ăsta și explicațiile la nivelul de relației de mamă-copil, de care simți că ai instinctul să ai grijă, în momentul ăla înțelegi. În care citești pe Facebook o chestie despre care, mă rog, n-are sens să discutăm așa la nivel paralel, care de obicei oamenii fac un debate care nu are legătură, nici măcar nu își propun să țină dieta respectivă, dar intră în tot felul de dezbateri fără să înțeleagă care sunt consecințele. Dacă o persoană care consideră că este sănătos să aibă pH alcalin, ar trebui să-și lase copilul care a vomitat și e foarte bine, perfect alcalin. Sau care are febră. În febră avem, dar repet, este o creștere foarte mică de pH, pentru că apoi la un moment dat se modifică respirația, inima bate altfel, tot ca să susținem cumva. Și spuneam că sunt anumite persoane la care este bine să luăm în considerare această dietă. Bun, deci sunt și beneficii. Există și beneficii, în sensul că copiii, da? Copiii au nevoie ca să crească optim, deci să crească cum sunt ei genetic setați să crească, da? Deci să nu tăiem această capacitate de creștere în niciun fel. Au nevoie de un aport corect de fructe și legume. Este esențial și avem studii care ne demonstrează că persoanele cu tulburări de creștere, dar nu mă refer din punct de vedere hormonal, poate fi generată de dieta asta modernă, acidifiantă, ca să zic așa, bazată pe dulciuri, pizza și fast food. Da? Copilul nu vrea fructe, nu vrea nicio legumă, deci nu-i dăm, că nu vrea. Deci dacă nu vrea, ghinion. Trebuie să găsim și să insistăm și să găsim modalități prin care copiii noștri măcar să mănânce 2-3 legume, alea le vrea, pe alea le primește, 2-3 fructe, alea le vrea, pe alea le primește. Dar nu poți să cedezi, să spui copilul vrea să mănânce numai dulciuri și sandvișuri și asta îi dau. Pentru că eu ca mama am o responsabilitate și responsabilitatea mea constă și în a spune nu. Mai departe, în afară de copii, avem, după cum spuneam, persoanele care fac sport de performanță. Aceste persoane care fac sport de performanță, în cazul lor, dieta alcalină, aș putea spune că este singurul caz în care este testată și în care avem studii și așa mai departe. Dar vorbim de nivel de performanță, vorbim de antrenorul de la sală sau vorbim de sportivul care se duce și are competiții reale. Da? Acel om care se antrenează și pe aerob și pe anaerob, pe ambele tipuri de efort, și fie că ridică greutăți, fie că înoată sau aleargă, de la un nivel încolo, aportul de fructe și legume este foarte sănătos și se poate merge în strategii de nutriție sportivă la acești sportivi, inclusiv la aport secvențial de bicarbonat, Da? Deci se poate da. Evident, se crește toleranța digestivă treptat, sunt beneficii pe performanță. În cazul lor putem să mergem inclusiv pe acel suc de sfecle de care vă spuneam sau pe beta-alanină, carnozină sau alte sisteme de tampon intracelular pe care le folosim în nutriție sportivă. Dar ca să ne mutăm un pic la lumea normală, dieta asta alcalină eu o recomand la oamenii stresați cu tulburări de somn. În momentul în care am... De ce? Pentru că cu cât pH-ul, alimentația pe care eu am este mai scăzută în fructe și legume, cu atâta secreția de cortizol este afectată. Aceste persoane care sunt stresate și au ajuns să aibă tulburări de somn, au o, ca să zic așa, variație a secreției de cortizol pe parcursul zilei din ce în ce mai scăzută. În mod normal este normal și avem niște variații firești și asta este din ce în ce mai scăzută. Din păcate, avem studii care ne demonstrează că cu cât avem mai puține fructe și legume în alimentație, cu atât acest proces este mai agravat. Și atunci, cum le spun eu pacienților mei, este dacă ai voie să mănânci dulciuri, eu după cum știi, eu nu am nicio problemă cu dulciurile, da. Dar în momentul în care ești deja fericit, adică dacă ești stresat, nervos și mai bagi și dulciuri, nu avem voie. Atunci trebuie fructe și legume, cereale integrale, fasole, mazăre, linte, cărniță, fost slabă sau pește și așa mai departe. Introducem omega-3, introducem beta-glucan și așa mai departe, alimente sănătoase. Până te faci fericit. După ce te faci fericit, atunci ai voie și dulciuri. Ideea e să înțelegem că oamenii ce fac? Când sunt supărați, mănâncă prostii. Nu, când suntem supărați, trebuie să mâncăm super sănătos. Da? Ca să ne asigurăm o secreție normală de hormon de stres care să ne ajute să ieșim din această stare. Pentru că altfel rămâi acolo și faci depresie. Iar o altă modalitate foarte simplă de a face alcaloză sunt sedativele și medicamentele folosite în psihiatrie. Da? În momentul vrei să te alcalinizezi, de ce să te chinui cu țelină? Poți să încerci cu un Xanax. Este perfect. Deci nu avem nevoie de extreme. Și ultimul lucru care vreau să subliniez și, bineînțeles, iarăși este un lucru de bun simț. Este sănătos să mâncăm fructe și legume. Dar mai este un lucru care vreau să-l subliniez, pentru că chiar m-am întâlnit recent cu un astfel de caz. Sunt persoanele cu boli cardiovasculare, mai ales cele cu ateromatoză. În cazul lor, această dietă alcalină este importantă, dar... în sensul că au nevoie, dar ce am văzut eu acum a fost dusă în extrem pe veganism. Da? În momentul în care există niște adaptări și unul din momentele în care apare acidoză este înfometarea, după care eu vin pe acidoză cu mi-e foame, da? Și de obicei aceste persoane vegetariene și vegane nu prea au o stare de sațietate. Li se face foame mai frecvent. Da. Și vin numai cu partea alcalinizantă, ca să zic așa. Dar tot timpul asta se acumulează și în timp afectează secreția de ceea ce se numește adiponectină. Ce face adiponectina? Face protecție cardiovasculară. În momentul în care am o persoană care e vegan de când se știe și ăștia sunt super schilozi, adică te uiți la ei și chiar sunt slabi. Problema lor este că au risc de boli cardiovasculare pentru că grăsimea lor nu e în țesutul adiposie, în vasele de sânge. Da? Și în momentul ăla adiponectina scade, protecția cardiovasculară scade și ai luat-o pe arătură din prea multe intenții bune. Și ce trebuie să facă o astfel de persoană este să vină cu proteine, să contrabalanceze proteine și fier, care să contrabalanceze această alcaloză. Da? Vă spuneam că anemia este o sursă de alcaloză în momentul în care te duci spre prea mult aport de fructe și legume necompensat corect de cealaltă parte de... Sunt persoane care o iau, încearcă să-și demonstreze toate capacitățile de virtute într-o dietă. Este dovada lor maximă de control și autocontrol și ajung la să consume cele mai sănătoase bio, fructe și legume. Nu se ating de pește care are mercur, nu se ating de... Și la un moment dat își creează foarte multe dezechilibre pentru că și-au scos prea multe categorii de alimente care au rolul lor. au rolul lor și ajungem să facem ateromatoză pe o dietă care este pur și simplu de supraviețuire. Organismul încearcă să supraviețuiască în ciuda faptului că persoana respectivă mănâncă pur alcalin. Am învățat încă ceva în această seară. Am aflat despre dieta alcalină, ce este ea, ce se vrea cu această dietă, dacă sunt riscuri, dacă sunt și beneficii ale dietei alcaline și ceea ce mie mi s-a părut foarte important este că eu una, de exemplu, am înțeles cum se reglează pH-ul sanguin la omul sănătos, dar și la omul bolnav și vă sfătuiesc să intrați pe blogul Dianei pentru că acolo vi se explică cu mult mai multe amănunte. Noi nu reușim să cuprindem într-o singură ediție cam tot ce ar trebui disecat. Mulțumesc încă o dată, Diana, pentru participarea la emisiune. Te așteptăm, după cum bine știi, cu drag aici la emisiunea Pentru o mai bună sănătate. 3Net Radio. More music, more colors.